Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă povestesc despre cum am ajuns să iubesc cărțile, deși le-am urât 39 de ani din viața mea. Da, ați auzit bine, 39 de ani în care nu am citit, nu mi-au plăcut cărțile și nu am știut cât de mult îmi pot schimba viața. Însă, acum după ce am citit 400 de cărți, pot să vă spun cu mâna pe inimă că cititul este unul dintre cele mai mari daruri pe care le putem oferi nouă înșine. Întreaga mea viață, până la vârsta de 39 de ani, am evitat cărțile. Nu înțelegeam de ce ar trebui să petrec ore în șir citind când sunt atâtea alte lucruri de făcut. Nu știam beneficiile cititului și nici nu mă interesa să aflu. Însă, nu pentru că eram ocupat sau nu aveam timp, ci pentru că nu simțeam cărțile ca fiind ceva important pentru mine. Apoi, ceva s-a schimbat și nu a fost pentru că am găsit momentul potrivit, l-am creat eu. Un prieten mi-a recomandat o carte despre care mi-a spus că mi-ar putea schimba viața și ghici ce, așa a fost. Acea carte a fost cânteia de care aveam nevoie. Am realizat că dacă aș fi continuat să aștept momentul perfect pentru a începe să citesc, probabil că nu aș fi început niciodată. În loc să aștept, am decis să creez momentul meu. Primul an a fost extrem de greu, nu aveam obiceiul de a citi și, sincer, nici nu știam cum să încep, dar am înțeles că pentru a face o schimbare reală, trebuie să am un plan. Am început să-mi notez pe hârtie de la ce oră să citesc până la câte pagini să parcurg zilnic. Aceasta a fost prima mea lecție, disciplina. Așa am reușit să-mi fac un obicei de citit și să transform acest lucru într-o parte integrantă a vieții mele. Cărțile mi-au deschis ochii asupra lucrurilor pe care nu le-aș fi descoperit niciodată altfel. Ele sunt un beneficiu imens pentru rezolvarea problemelor tale, pentru autocunoaștere și autodezvoltare. Din păcate, nimeni nu vorbește suficient despre asta. Cărțile de dezvoltare personală, în special, m-au ajutat să mă înțeleg mai bine, să-mi îmbunătățesc viața și să ating succesul. Știți care este cel mai frumos lucru? Cu toții putem să citim o carte pe săptămână. Da, doar o oră de lectură pe zi este suficientă pentru a face asta. Iar această disciplină, această constanță, este cea care ne va aduce succesul. Succesul vine din autocunoaștere și autodezvoltare și cărțile sunt cel mai bun ghid în această călătorie. Așa că nu mai așteptați momentul perfect, creați-l chiar acum. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această poveste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe povești și sfaturi care vă pot ajuta în călătoria voastră personală. De asemenea, urmăriți-mă și pe Amazon. Până data viitoare, amintiți-vă, totul începe cu o carte.